Diabetul, capitolul 4, vom citi la versetul 12 până la versetul 16. Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui, ferice de voi, fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă întregurile altele. Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acestui. Mi se părea mai potrivit să continui textul acesta la care am gândit în aceste zile, față de ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit mai bine. Pentru ca să putem fi încurajați, să putem fi îmbărbătați atunci când, dacă Dumnezeu îngăduie, trecem prin încercări sau trecem prin picoare. La vremea când a fost scris această epistolă, mai spuneam și altă dată, că era o mare temorie din partea fariseilor, dar și din partea stăpânirii romane. Creștinii fiind percepuți, fiind socotiți ca dușmani ai Imperiului. De ce? Pentru că ei nu se închinau zeilor romani. Cu evreii romanii aranjaseră puțin așa o soluție de compromis. Pentru evrei le recunoștea religia, le recunoștea dreptul de a se închina la templu, în zona Ierusalimului, le recunoștea dreptul de a-și perpetua, dacă vrem, în sânul poporului religia iudaică. Creștinii nu erau, iată, nici dintre evrei sau, mă rog, nu respectau ritualurile moarte ale religiei aici. Creștinii nu mai respectau nici închinarea la idoli, pentru că mulți dintre ei proveneau dintre ei. Și atunci erau vânați de toți și prigoniți de toți. De aceea cuvântul ne spune că încercarea din vremea de atunci nu era un lucru simplu. Era un lucru așa pe care să-l suporți ușor. Cuvântul ne spune de o încercare undeva, în capitolul 1, ca de foc, o încercare aspră, dură, grea. Deseori aceste încercări se lăsau cu închisoare și chiar moarte în vremea aceea. Dar este extrem de surprinzător pentru noi. Și cu atât mai puțin pentru oamenii firești care nu cunosc pe Dumnezeu, că atunci când recunoaște cuvântul că asemenea credincioși creștini erau foarte greu încercați, foarte greu prigoniți, este aproape un paradox, un lucru de neînțeles să vorbești despre bucurie, să vorbești despre veselie, să vorbești despre fericire și așa mai departe. Cum se pot oare asocia aceste aspecte în viața oamenilor, bucurie, fericire, veselie, cu perioada de încercare, de suferință, de prigoană, nu se pot împăca acestea două împreună. Cuvântul ne spune aici că dacă cei sau printre cei întemnițați sau condamnați la moarte, se găseau oameni care înfăptuiseră infracțiuni, deci fără de legi, încălcaseră legea civilă, e bine, pentru aceștia nu era nicio ispravă să sufere. Și aveau toată îndreptățirea să fie disperați, să fie necăjiți, să fie descurajați, pentru că pedeapsa aceea pe care le-o aplicau tribunalele romane era o pedeapsă dreaptă în ochii autorităților romane, deoarece ei se făceau vinovați de nelegiuire. Apostolul Petru spune că niciunul dintre voi, adică dintre credincioși, să nu supere pentru asemenea pricini. Să presupunem că ar fi fost un credincios, eu știu, de nume sau oricum mai superficial,
care să fie încălcat legea romană, legea civilă, nu legea cu privire la idolatrie, care să fie încălcat legea romană și să fie fost îndemnizat. Și să scrie de acolo sau să trimită vestea fraților, iată, sunt îndemnit, sunt în închisoare, super, ajutați-mă, rugați-vă pentru mine. Sigur că dacă un asemenea creștin, să spun cu ghilimele, ar fi fost cunoscut de credincioșii autentici, ei ar fi trimis poate următoarea solie. Tu suferi nu pentru slava lui Dumnezeu. Tu nu suferi pentru că ești creștin. Tu ai fost arestat, judecat și condamnat pentru că ai încălcat legea morală. Ai făcut un lucru rău și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Poate, ți-ai fi spus credincioșii, ne vom ruga pentru tine să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu, să-ți ispășești această pedeapsă dreaptă din partea autorităților, dar să te poți bucura de mântuirea lui Dumnezeu. Nimeni din voi să nu supere sau să nu fie condamnat pentru asemenea lucruri, repet, care încalcă legea administrativă a rânduielilor autorității omenești. Dar credincioșii, sigur, atât când înțelegem din cuvânt, nu supereau din pricina delictelor, să spun, civile sau infracțiunilor, ei supereau pentru simplul fapt că declarau sus și tare că sunt creștini. Cât mai spuneam și altă dată, că uneori tribunalele romane, după ce stabileau vinovăția acestor credincioși, că erau creștini, deci erau niște paria ai societății, niște oameni considerați din capul locului vrăjmaș sau adversar ai stăpânii. E bine, se pare că judecătorii, după ce dădeau sentința, mai puneau înaintea credinciosului condamnat să execute închisoarea sau să fie executat, puneau și această cursă și spuneau așa, uite, în locul acela, aproape de noi, este un templu sau este o statuie a unui idol. Nu conta că romanii și grecii erau politeiști, adică ei sentinau la mai mulți zei. Și spunea un zeu anume, uite, e acolo, iardă o placără și pe acel mic altar care este în fața statuii, dacă tu te duci și iei câțiva grăunți de tămâie și vei pune pe jarul acela de pe altar, înțelegem că acuzațiile care ți s-au adus nu sunt adevărate, înțelegem că te lepezi de această religie a lui Hristos și că revii la ceea ce noi, romanii, practicăm ca și religie. Sigur că istoria vremii ne spune că unii cedau torturilor. Poate că erau la începutul credinței lor. Poate că erau mai slabi în credință, sau poate că încă nu înstaseră credința mântuitoare, aceea care te apropie de Dumnezeu și acestea erau cazuri foarte rare. Dar cei mai mulți refuzau lucrul acesta și acceptau această condamnare și mergeau la moarte cu această încredere că îi rămân credincioși Domnului și foarte probabil cu această încredere că în ziua Domnului Iisus se vor bucura și se vor veseli atunci când Domnul va răsplăti sacrificiul lor. În cartea aceea celebră, poate și Don Covadis, Vestie Chierici, se spune de pildă că în vremea marilor prigoane al lui Nero, prin anii 60, Nero a prins foarte mulți oameni ca unul care se credea mare poet, era un poet mai ratat, și credeam că dacă va asista la o cetate și de ce nu Roma să fie arsă și el va privi de pe una dintre colinele Romei, va privi acest spectacol al flăcărilor, atunci va fi mai inspirat să alcătuiască o poezie nemuritoare și o cântare extraordinară. Asta era în capul acela deranjat de nebunia lui Nero, cel puțin istoric în punctul acesta. Și atunci l-au donat incendierea Romei, Roma a ars aproape în regime
Și pentru că oamenii s-au revoltat și au pus întrebări cine a făcut lucrul acesta, soldații lui din garda pretoriană știau, dar erau legați prin mijlocul român să păstreze acest secret, atunci au zis cineva creștini au făcut lucrul acesta și au arestat o seamă de creștini. Și se spune că unul dintre prozeliști, dintre oamenii care frecventau adunările din sprâncele, din peșterile unde se întâlnau creștinii, s-a dus la autorități, la împărat și a desfăluit locurile pe care el le știa și unde se strângeau creștinii, zile și așa mai departe. Ar spune noi un informator de calibru. Nu așa mai amăresc cum am avut și noi printre noi, informator de calibru. Și a dat el lucrurile acestea, au arestat foarte mulți creștini și apoi Nero l-a invitat să participe la spectacolul arderii pe rup acestor credincioși. Pe mulți au legat de arborii grădinii împărătești, i-au scropit cu zboare, cu materiale inflamabile și le-au dat foc de vii. Și se spune, cel puțin autorul, că omul acesta a fost din ce în ce mai îngrozit de urmarea faptei lui. Și când a văzut atâția credincioșe care-i cunoscuse, murind demn și rămânând credincioși până la sfârșit, scriitorul spune că a început să-l chime cugetul sau conștiința. Și în sfârșit, omul acesta, foarte probabil, luminat de Evanghelia pe care o auzise, spuneam și de dimineață, că e mare diferență între cei ce aud Evanghelia și sunt de acord, poate cu ea, dar nu au credința mântuitoare, și cei care cred Evanghelia și sunt mântuiți prin viața Domnului Iisus. Ei bine, se pare că acea învățătură despre care el auzise în peșterile de la Roma, își face efectul, el se trăiește profund. Și va spune împăratului că, așa cum spunea și în vechime, a păcătuit greu. Și împăratul a spus, nu se poate, în care ne-ai fost de atâta folos, ai o rătăcire a minții. Și îți vei reveni, vei da din nou cinste zeilor noștri. Și se spune cel puțin în acea scriere că apostolul Petru l-a fi întâlnit și omul acesta disperat a ajuns plângând la picioarele apostolului, acestea a spus că orice păcat poate fi iertat în măsura în care crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos. El a crezut, a căpătat această iertare, apoi sorii împăratului l-au luat și l-au ars și pe în același fel cum au ars pe credincioși. Mi-am amintit de această istorioară, nu probabil adevărată, pentru ca să înțelegem puțin contextul. Nu avem cum să realizăm aieria sau exact ceea ce era atunci, dar iată că apostolul Petru, care știa de lucrurile acestea, el însuși va suferi mai târziu la Roma, ne va spune celor credincioși, ne va spune despre faptul acesta, din de toate, să nu privească această încercare foarte aspră ca o chestiune întâmplătoare, care a venit așa cu totul întâmplător. De asemenea, să nu privească, eu știu, ca o chestiune ciudată sau inexplicabilă. Când n-ai o explicație pentru o încercare, ți se pare un lucru ciudat, neînțeles, nu-i pricep rostul. Și Petru spune, nu, încercarea aceasta, ca de fapt, are rostul ei. Și ne opream și altă dată, de pildă, de capitolul 1, aceeași epistolă, versetul 7, voi citi și cu această ocazie, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Ce explicație, ce destăinuire face apostolul Petru, pentru că acest lucru
care poate nu înțelegeau rostul unei asemenea privare, probabil că unul dintre ei era dacă ne întoarce la Dumnezeu, nu avea poate de protecția totală a lui Dumnezeu, nimic nu ne va atinge, că rostul citește de o manieră totală sau exhaustivă, sau deci nu ne mai atinge nimic, nici boală, nu. Dumnezeu îngăduie pentru unii credincioși să treacă prin asemenea necazuri. Și așa cum spunea, El este cu ei în necazuri. Dumnezeu îngăduie să vină furtunile și cei credincioși să fie în mijlocul furtunii, dar să fie protejați de Dumnezeu și să iasă biruitor din încercare. Dumnezeu poate îngădui și a îngăduit ca atâția credincioși să fie omorâți pentru credința lor. Putea să-i scape? Putea. Dar Dumnezeu a găsit cu cale ca prin jertfa acestor oameni, prin mărturia lor, alte mii și mii de oameni să se întoarcă la Dumnezeu. Acestea sunt căile lui Dumnezeu. Însă cei care au murit ca martiri n-au murit în deznădejde. Ei au murit cu această încredințare că Domnul a voit să meargă pe lucrurile acestea, că Domnul îi va ajuta să ajungă până la capăt, să nu se lepede de încredințarea pe care o aveau și, de asemenea, cum spune într-un chip profetic apostolul aici, văzând poate în chinurile lor strălucirea liderilor ce vor urma când vor ajunge la Domnul. Nu spune în vorbe gratuite. În Faptele Apostolilor, capitolul 7, se amintește acolo de martiriul lui Ștefan, primul credincios cunoscut de noi, care va muri ca martir. Și omul acesta, după ce are o pledoarie extraordinară din cuvânt în fața potrivnicilor sau dușmanilor lui, la sfârșit le va spune: oameni tari la cervice, voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Și atunci și-au stupat urechile iudeii aceștia care îl înconjurau și care erau vrăjmașii lui, și-au stupat urechile, l-au luat pietre, l-au scos afară din cetate, l-au târât, spune Scriptura, și l-au omorât cu pietre. Și în agonie, înainte de a muri Ștefan, va spune două lucruri. Vinde toate, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și al doilea lucru, Doamne, nu ne ține în seamă păcatul acesta. Cine spune lucrul acesta? Un om așezat pe tron? Nu. Un om care era așezat în mijlocul unui maidan probabil și care era ținta pietrelor și care l-au murit cu cinci de pietre. Iată deci că asemenea căi, asemenea drumuri particulare pentru credincioși au același scop și anume slăvirea lui Dumnezeu. Și astăzi trecând pe, poate, pe un teren mai la îndemâna noastră, sunt încercări. Nu putem nega, nu putem face abstracție de încercări. La nivelul nostru, celor pe care îi cunoaștem, întinde poate pute încercări prin o suferință. Și sunt credincioși, și mai tineri, și mai vârstă, credincioase, care trec pe un drum de suferință, un drum foarte greu de suferință. Și poate uneori, fie ei, fie rudele, fie frații, surorile, să le punem întrebări, nu de ce? Doamne, cât va dura? Doamne, care este mântuirea ta în suferință și mântuirea? Este! Și credincioșii care trec prin suferință și cei apropiați lor, care simt cu ei în suferință, nu resping, ca să spun așa, drumul lui Dumnezeu, ci ca și credincioși, ne rugăm, cel puțin pentru cei care trec prin suferință, ca Dumnezeu să îi întărească, ca să poată vedea mâna lui Dumnezeu acolo cu ei în suferință, cum spunea fratele Daniel, cu încercarea ca să-l opri tineri, să fie cu ei în mijlocul focului și să protejeze inima lor, ființa lor, ca nu cumva să cârtească sau să se împotrivească lui Dumnezeu. Să accepte drumul acesta, pentru că Dumnezeu este în control, Dumnezeu este la lucru. În cele mai multe cazuri, sau cel puțin în multe cazuri, suferința sau încercarea are limitele. Și Dumnezeu nu trece peste aceste limite. Vedem când și când cazuri de credincioși, credincioase, care trec pe
așa, operații de medicină și de boli aparent incurabile și care sunt vindecate de Dumnezeu. Ce este aceasta? Este mâna lui Dumnezeu. Poate nu toți, dar sunt suficiente cazuri în care Dumnezeu lucrează în felul lui la această vindecare, la această încetare a suferinței și cei care cred prin acest cuvânt de suferință, cu câtă evlavie se îndreaptă apoi spre Dumnezeu, care rămâne un ajutor ce nu lipsește niciodată în nevoie. Deci nu ceva ciudat, nu ceva întâmplător, ci ceva care vine de la Dumnezeu. Sunt de asemenea aspecte de rușine față de... Chiar dacă, mă rog, societatea noastră, chipurile, s-ar fi democratizat și acceptă fără prea mari probleme faptul că sunt creștini, că sunt credincioși, totuși, pe fondul ei, lumea aceasta laică și ca lumea religioasă nu s-a schimbat în structura ei. De ce spun lucrul acesta? Pentru că pentru credincioșii autentici, ei au parte de disprețul oamenilor. Domnule, parcă-i prea de totutat. Parcă prea nu-i vine să ia nimic de la serviciu. Parcă prea nu reacționează cu nimic la câte nedreptăți se fac și așa mai departe. Nu ne place. Parcă prea de tot. El nu cu aia, nu cu celelalte, nu-i ca noi. Deși poate că în sinea lor recunosc și trebuie să recunoască autenticitatea unui credincios, totuși în vorbele lor și în atitudinea lor manifestă dispreț. Și nu de puțin lor, poate chiar și noi, poate chiar și oameni pe care dumneavoastră într-am cunoscut, se rușinează de faptul că sunt credincioși. Și Domnul ne spune, nu trebuie să vă rușinați. Aceasta este încercarea voastră, aceasta este proba voastră. Cum să vorbești despre numele Domnului Iisus Hristos, dacă ție rușine, Iisus Hristos? Apostolul Pavel spune în Coloseni că oamenii din afară se mândresc cu rușinea lor sau cu faptele lor imorale. Astea sunt subiecte de bravadă pe câtă vreme un credincios care este un om moral, un om credincios de Dumnezeu, lucrurile astea costite pentru cei de afară slăbiciuni. Și cu toate acestea nu trebuie să ne fie rușine, atât mai mult de Domnul nostru, de El care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Repet, rușinea. Poate fi de asemenea ca încercare pe unii dintre noi, încercări morale. La ce mă refer? Mi-aduc aminte și mi-aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, care în afară de atacurile violente, fizice, verbale asupra Lui, El supera foarte mult în sinea Lui și arăta cum o să apară, supera pentru că Dumnezeu era batjocorit. Supera pentru că slava lui Dumnezeu nu era recunoscută în Israel. Și spune de pildă Psalmul 42, în Psalm Mesianic, cu lacrimă trăiesc zi și noapte, când mi se zice, neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Când ajunge la templu, Domnul Iisus Hristos, atât de sfânt, și vede locul acesta, care pentru vremea aceea era locul de închinare al lui Israel, îl vede atât de întinat, curtea mare a templului devenise un obor de vite, unde se cumpărau animale pentru jertfă, zgomote și așa mai departe, mântărie, zarat, bani, numai închinare nu mai era. Și Domnul Iisus Hristos este atât de revoltat în ființa Lui, decât că dintre în templu, de afară, schimbătorii de afară, răscoarnă mesele, de afară pe cei cuvinte și spune cu acea durere a inimii Lui, pentru că slava Lui Dumnezeu era învinată, a spăcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhar, nu loc de rugăciune. Era această suferință mare, pentru că numele Lui Dumnezeu era învinat. De asemenea, în Psalmul 69, citind noi deseori la prânzerea pâinii, spune așa, insultele sau ocările celor ce te insultă sau te ocărăsc pe tine, au căzut peste mine. Când oamenii îl cinsteau pe Dumnezeu, când oamenii îl insultau pe Dumnezeu, un fel și chip, când oamenii păcătuiau împotriva lui Dumnezeu,
Domnul Iisus Hristos prin moarte asupra Lui, aceste săgeți ale dezolvarei lui Dumnezeu și suferea pentru El. Cineva de la întrebare, ne-am avut aminte, la adolescent, m-am propus să îndepunem la Dumnezeu și la o întrebare, zice, cât de mulți dintre noi suferă când în prezența noastră Dumnezeu este înjurat și insultat. Sau când în prezența noastră se spune atâtea bancuri porcoase unele la adresa lui Dumnezeu. Ce face credinciosul? Îl doare? Suferă pentru lucrul acesta sau este indiferent lucrul de deja pleacă? Cred că în realitatea noastră de copii ai Dumnezeu ar trebui să depeste de slava lui Dumnezeu. Ar trebui să ne doară. Și dacă ne pasă sau ne doară, ar trebui să ne rugăm pentru aceia care va jocoresc numele Domnului ca Dumnezeu să le dea mântuirea. Ca Dumnezeu să îi ajute să se pocăiască. Asta înseamnă suferință și sunt credincioși care suferă greu din pricina aceasta. Poate nu sunt atât de bolnavi, poate nu trec prin atâtea lipsuri, dar care sunt atât de afectați pe planul acesta al suferințelor, pentru că Dumnezeu este dezonorat, pentru că Domnul Iisus Hristos este batjocorit. Și cuvântul ne spune că în măsura în care împărtășim acest mod de a suferi, într-un fel sau altul, luăm parte și noi, sau empatizăm, sau înțelegem mai bine suferințele Domnului Iisus Hristos. Vedeam să citesc câteva pasaje din Cartea Faptelor Apostolilor, pentru ca să vedem că, într-adevăr, încurajarea pe care o dă Petru aici nu este vorba goală. Nu este doar ceva scris de la distanță, să presupunem că Petru nu ar fi trecut în acele suferințe sau încercări și le scrie de undeva. Iată, de pildă, ce se spune în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 5, versetul 40. Și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu muiere. I-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învrednicii să fie batjocoriți pentru numele lui. Ce minunat este reacția acestor credincioși apostoli. Deci Petru, cum se spune așa după vorbă, nu era marinar de uscat. El naviga pe aceste ape învolburate. El însuși trecuse pe drumul acesta. Vestise Evanghelia, care era vina lui? Că vesteau pe Iisus. Și atunci fariseii, preoții, ce mai de seamă, îi arestează, eu spun în capitolul 5. Și în final, ar fi putut să le facă mai multe rele, deocamdată însă, de fapt doar atât, bătuți cu mere, nu era așa o lunghiere cum era acum. Mai făceam noi ca părinți, mă rog, să nu ne audești ca cu drepturile copilor, când eram ca părinți, mai foloseam așa cât o gulerușă, nu o dădeai să robor, așa câteva. Deci nu era o mângâiere cu lunghiere, era bătaie similară cu bătaia cu biciu, lăsa răni, se lăsa cu vânătăi, poate chiar cu anumite sechele și îi acceptă lucrul acesta, merg acasă, spune, băi, frate, un pic așa, nu știu, cu fețele căzute, triști, uite, noi credeam că o să avem o mare cinste dacă vestim Evanghelia. Se duc la frate și spun, frate, nu văd, nu roși, dar ce s-a întâmplat? Și-a întâmplat, doar după aia de scrâșiate, ce s-a întâmplat cu voi? Ne bucurăm că am fost învredniciți. Dumnezeu ne-a dat o cinste, ne-a dat o ovare și anume să fim batjocorit. De ce? Pentru numele lui. Iată, un început, așa cum spuneam și de apostolul, de diaconul Ștefan, capitolul 7, când au auzit 54, când au auzit ei, deci prigonitorii lui, aceste vorbe, îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinții împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul Omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate
și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le ține înseamnă păcatul acesta. Și după aceste vorbe a adormit. Ce putere dă Evanghelia unora dintre cei care au suferit ca martiri. Mai apoi, sigur, nu sunt toate textele, mă gândesc de pildă la unul dintre prigonitori, Saul, despre care am citit aici. El însuși va trece prin mari prigoniri. Voi aminti doar un exemplu, în Fapte capitolul 14. Fapte capitolul 14, începând cu versetul 19, te citim câteva versete. Atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au țâțat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând ca mult. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut o mulțime de ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îndemna să stărie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu, atenție, trebuie să intrăm în multe necazuri. Apostolul Pavel, apostolii Domnului, n-au predicat niciodată o evanghelie strălucitoare în sensul omenesc, o evanghelie a propășirii, o evanghelie a binecuvântărilor fără limită, nu! Și oamenii aceștia au spus: Dintele, credința în Domnul Iisus Hristos ne aduce și ne va aduce necazuri pământești, dar acestea puse în balanță cu strălucirea lucrurilor celești sub lucruri de o clipă, cum se spune în al doua Corinteni, capitolul 2, pentru stări ușoare, de o clipă care trec rapid față de strălucirea pe care o dă răsplata lui Dumnezeu. Deci atât exemple care ne pot motiva să acceptăm întâi de toate când trecem prin încercare, cu siguranță nu ne vom bucura la începutul încercării, dar mai apoi, după ce trecem prin școala încercării, sub această stare de evlavie, de încredere în Dumnezeu, după aceea, cu siguranță, după ce încercarea trece, înțelegem lecția. A fost pentru încercarea credinței mele, a fost pentru ca să îl onoresc sau să îl slăvesc pe Dumnezeu. Fratele Richard Burbran, despre care poate am auzit, am citit. E bine, credinciosul acesta, care în 1948 a fost printre puținii lideri creștini ai vremii care n-a fost de acord cu târgul acesta pe care îl cereau comuniștii, și anume să ascunde de ei, inclusiv în lucrurile religioase, cu alte cuvinte, subordonarea bisericii față de autoritatea laică. Și Burden a spus: domnilor, noi înțelegem să fim în continuare cetățeni loiali, oameni care să respectăm legile civile, însă în ceea ce privește aspectele de credință, noi avem o singură autoritate, Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că l-au arestat și 14 ani a trăit în tendințele comuniste. Ai zis de ce? De ce n-a îngăduit Dumnezeu ca să rămână în continuare libertate, să predice Evanghelia, să spună oamenilor? Și era o judecată normală pentru mulți dintre noi. E bine, Dumnezeu îl scoate de pe scena activă a Evangheliei pentru ca să-l treacă prin această foarte grea școală încercării, pentru ca mai apoi Dumnezeu să folosească această experiență de temniță a fratelui Burbran și să aducă la el prin Evanghelie poate milioane de oameni. Și mărturia dumnealui se poate fi o probă că în încercare ai șansa să lauzi pe Dumnezeu și nu să te lepezi de Dumnezeu. Sigur, sunt martiri, sunt nume mari, ne bucurăm că Dumnezeu ni l-a lăsat, dar venim la situația noastră. Domnul ne pune în situație mult mai mici. Probabil că unii dintre noi, nu știu ce experiența sau durerea sau eu știu, probabil că sunt departe de așa ceva. Cu siguranță vor veni peste fiecare credincios. Încercăm.
dureri, nașuri, boli. Boala nu vine numai la cei bătrâni. Vine abidir la cei tineri. Nu știi când, dintr-o dată, ceva cedează înăuntru tău și atunci intri în acea căutare febrilă. Dacă ai o temerie tare, rândă mergi înainte cu el. Dacă ești simbător, dacă ești neîncrezător, atunci trebuie să te apuci cu strășnicie de credința mântuitoare, pentru că mai apoi să poți trece cu viitor prin încercare. Dumnezeu ne dorește ca, într-adevăr, încercările prin care poate trecem să aibă ca urmare lauda și cinstea Domnului.